Bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, sunt Victoria Pietraru și vă prezint ora știrilor. Fostul procuror general Eduard Harungen susține că ocuparea în continuare a funcției de procuror general interimar de către Ion Munteanu devine neîntemeiată și ilegală, iar orice act administrativ semnat de către acesta este pasibil de nulitate absolută. Mai mult, Harungen spune că deja l-a informat pe Munteanu că mandatul acestuia încetează din data de 10 noiembrie 2022. Asta în condițiile în care decretul de demisie a fostului procuror general a fost contestat. Procuratura generală a declarat pentru TV6 că a recepționat solicitarea, iar afirmațiile solicitantului urmează a fi examinate. Într-un comunicat expediat presei, Eduard Harungen menționează că la data de 10 noiembrie curent i-a adresat procurorului general Ion Munteanu un demers prin care l-a informat despre cererea prealabilă depusă de el în adresa președinției cu privire la suspendarea și anularea decretului președintelui din 11 iulie 2019 privind eliberarea sa din funcția de procuror general. În asemenea circumstanțe, potrivit prevederilor articolului 171 aliniatul 5 din Codul Administrativ, efectele de drept ale decretului nominalizat se suspendă până la soluționarea definitivă a cazului, adică cu repunerea subsemnatului în funcția de procuror general din data de 10 noiembrie 2022. În aceste condiții, ocuparea în continuare a funcției de procuror general interimar de către domnul Ion Munteanu devine neîntemeiată și ilegală, iar orice act administrativ semnat de către acesta este pasibil de nulitate absolută, precizează fostul procuror general Eduard Harungen în mesajul său. Contactat de TV6 pentru o reacție, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a spus că instituția pe care o reprezintă confirmă parvenirea la 10 noiembrie 2022 în adresa instituției a adresării lui Eduard Harungen, conținutul căreia a fost făcut public de către autorul acesteia. Alegațiile expuse de către solicitant urmează a fi examinate în limita competențelor atribuite prin lege Procuraturii Generale. La etapa actuală, deoarece adresarea este în proces de examinare, Procuratura Generală se abține de la careva comentarii cu privire la subiectul abordat de către petent. Totodată, reiterăm că Procuratura își va ghida în continuare activitatea conform principiilor legalității, imparțialității și independenței, a precizat aceasta. Între timp, în fața casei procurorului general interimar Ion Munteanu a avut loc un protest. Manifestanții au cerut demisia acestuia din motiv că ar susține un regim dictatorial, așa cum scria pe pancarte. Purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale, Violina Moraru, ne-a scris într-un mesaj că orice cetățean are dreptul la întruniri și manifestații pașnice cu respectarea normelor juridice. Totodată, reiterăm că Procuratura își desfășoară activitatea în strictă conformitate cu legislația, a precizat aceasta. Precizăm că joi, fostul procuror general Eduard Harungen a anunțat că vrea să revină în funcție. El a cerut președintelui Maia Sandu să anuleze decretul semnat de Igor Dodon în iulie 2019, prin care a fost destituit din funcția de procuror general al țării. El susține că documentul este unul ilegal, iar demisia sa a fost făcută în rezultatul unui șantaj politic. Totodată, Harungen se declară nemulțumit de activitatea unor procurori și susține că politicul face presiune asupra lor. Pentru TV8, șeful statului, Maia Sandu, a declarat că lupta împotriva corupției va continua și toți cei care au servit regimurilor corupte nu au nicio șansă să revină în sistem. Aflat în arest la domiciliu, Igor Dodon, care a semnat decretul de demitere a lui Harungen, nu a venit deocamdată cu un comentariu. Anterior, el a spus pentru TV6 că Harungen a fost numit în funcție respectându-se Constituția și a admis că pentru plecarea acestuia ar fi fost făcute presiuni politice. Procurorii au anunțat rezultatele perchezițiilor desfășurate în această dimineață în Chișinău și Hâncești, într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă, începând cu 18 septembrie și până în prezent. Potrivit oamenilor legii, în urma descinderilor au fost ridicați peste 250.000 de lei, care ar fi acumulați din averi ilicite, dar și alte probe. Reprezentanții Partidului Șor au declarat astăzi la un protest că verificările vizează reprezentanții ai formațiunii lor, deși spun că aceștia nu au încălcat nimic. Deputatul Partidului Șor, Regina Apostolova, a menționat că perchezițiile au loc în municipiul Chișinău, în Bălți și în Ungheni.
Motivul este că noi spunem adevărul, ieșim la proteste. Le stă ca un os în gât partidul care construiește drumuri, orașele, oferă oamenilor o viață mai bună. De asta partidul trebuie închis, de asta trebuie să ne interzică protestele din zilele de duminică și de asta în zilele de joi și vineri activiștii noștri sunt presați. Amintim că în data de 4 noiembrie poliția a anunțat că 8 persoane sunt bănuite într-un dosar privind pregătirea dezordinilor în masă, începând cu 18 septembrie și până în prezent. Oamenii legii au comunicat atunci că au ridicat 380.000 de lei care ar fi acumulați din activități ilicite, dar și alte probe. Atunci Partidul Șor a declarat într-un comunicat de presă că este ținta unei campanii de hărțuire și intimidare prin percheziții ilegale, care au scopul să izoleze și să-i reducă la tăcere pe cei care manifestă o atitudine critică față de puterea actuală și au capacitate de mobilizare a cetățenilor. Am încercat atunci să obținem o reacție de la reprezentanții poliției la aceste acuzații, dar șeful secției comunicare și protocol al IGP, Diana Fetco, nu ne-a răspuns la telefon. Nu a răspuns apelurilor noastre nici șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu. Am solicitat un comentariu și de la președinție la acuzațiile aduse de Partidul Șor, dar nici reprezentanții instituției nu ne-au oferit un răspuns. Anterior, președintele Maia Sandu a afirmat că statul va respecta dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, precizând că nu trebuie admise provocări. Cu detalii la acest subiect vom reveni. Procurorii au efectuat percheziții la sediul Partidului Socialiștilor din Moldova. Informația a fost confirmată pentru TV6 de reprezentanții Procuraturii Anticorupție, care au menționat că acestea au loc în cadrul investigării cauzei penale privind finanțarea ilegală a formațiunii și au precizat că vor reveni cu detalii mai târziu. Surprins de jurnaliștii la sediul PSRM, procurorul Petru Iarmaliuc a refuzat să ofere declarații, iar deputatul socialist Grigore Novac susține că formațiunea de fiecare dată a oferit oamenii legii toate actele solicitate. Au mai fost, deci, percheziții aici la sediul PSRM, deci nu e prima dată când vin. De data asta nu știu ce intenționează să găsească, ce n-au găsit data trecută. Totodată, într-un comunicat, reprezentanții PSRM declară că descinderile sunt un atac regizat în laboratoarele politice ale regimului PAS, care urmărește intimidarea membrilor formațiunii și că, spun ei, este evident faptul că PAS a capturat sistemul de drept, pe care îl folosește ca pe o armă politică împotriva opoziției. PSRM mai susține că scopul PAS este de a se menține la putere cu orice preț și să lichideze opoziția din țară, lucru care însă nu le va permite cetățenilor să trăiască mai bine și să plătească facturi mai mici la utilități, se mai arată în comunicat. Am cerut o reacție de la purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas. Ea ne-a scris că nu comentează aceste acuzații. Cu alte detalii la acest subiect vom reveni pe parcurs. Doi bărbați de origine azeră care au venit în Moldova din Ucraina urma declanșării conflictului armat au fost reținuți ieri de poliție. Potrivit oamenilor legii, s-a stabilit că azerii au legături cu lumea interlopă și prezintă un pericol social. S-a stabilit că străinii în vârstă de 36 și 38 de ani sunt specializați în comiterea infracțiunilor de huliganism, circulația ilegală a drogurilor, șantaj, omor, eliminarea datoriilor, precum și colectarea mijloacelor financiare obținute prin afaceri tenebre în interesul grupărilor și organizațiilor criminale de origine azeră. Bărbații urmează a fi expulzați din țară și declarați indizerabili pe 5 ani. Din anul 2018, în Republica Moldova au fost declarați indizerabili 567 de străini periculoși pentru securitatea națională. Noi trebuie să creăm o uniune stabilă de securitate și apărare care va completa,
completa NATO și care va putea ajuta Moldova să-și fortifice securitatea. Declarația a fost făcută de către președintele Parlamentului European aflat într-o vizită la Chișinău. Uniunea Europeană este pregătită să contribuie la asigurarea securității Moldovei pentru a preveni violarea spațiului aerian al țării noastre, a mai adăugat Roberta Metsola. Răspunzând la întrebarea despre procesele politice din Moldova, mai exact protestele opoziției și dosarele penale împotriva politicienilor din opoziție, oficialul european a declarat că democrația, egalitatea, oportunităților și demnitatea sunt valori pe care trebuie să le aibă țările și care trebuie protejate. Moldova este o țară care stă ferm în fața unui război din țara vecină, iar Uniunea Europeană își va consolida infrastructura de securitate și va sprijini state precum Republica Moldova în fața amenințărilor rusești. Declarația a fost făcută la Chișinău de către președintele Parlamentului European, Roberta Metsola, întrebată fiind despre survolarea spațiului aerian de către rachete rusești și incidentul de la Naslavcea, când rămășițea unei rachete au căzut acolo. Noi trebuie să creăm o uniune stabilă de securitate și apărare care va completa NATO și acest lucru înseamnă să ajutăm țări cum este Republica Moldova pentru a avea securitatea, pentru a preveni ceea ce ar fi putut fi un incident mult mai critic. Chiar și așa, asta este un semnal de amenințare pentru noi toți că orice poate să se întâmple și noi trebuie să fim pregătiți. De asemenea, oficialul european a declarat că Parlamentul European va continua să sprijine Moldova în calea sa către UE și va ajuta țara noastră să facă față crizei energetice în care s-a pomenit. În continuare vom fi puternici și uniți în convingerile noastre. Vom face acest lucru atunci când vorbim despre energie, ajutând Republica Moldova să-și diversifice aprovizionarea cu resurse energetice pentru a preveni destabilizările în continuare. Întrebată de reporterul TV6 despre cum se pliază cu valorile democrației europene intervenția în forța poliției și obstrucționarea unor proteste în Moldova și urmărirea penală a opoziției din Moldova, Roberta Metsola nu a oferit un răspuns direct, declarând că supremația legii, democrația, egalitatea oportunităților și demnitatea sunt valori pe care trebuie să le aibă țările și care trebuie protejate. Democrație, alegeri care au loc și campanii care sunt desfășurate, egalitatea oportunităților și demnitatea. Acestea sunt valorile care sunt specificate în tratatele noastre și valorile la care ne-am uitat ca țările să le aibă, să le împărtășim, cum este Republica Moldova, ca să protejăm aceste valori. Este ceva ce cerem în ceea ce ține de protecția jurnaliștilor, mass media și activiștilor pe stradă. La rândul său, președintele Republicii Moldova a mulțumit Parlamentului European pentru că a fost prima instituție care a aprobat statutul de candidat al țării noastre la UE și că sprijină Moldova în calea democrației. Parlamentul European a fost și rămâne un simbol al democrației europene de care ne ghidăm și la care ne raportăm. Parlamentul Uniunii Europene a fost întotdeauna de partea cetățenilor Republicii Moldova care luptă pentru libertate și dreptate. Instituția pe care o reprezentați a fost alături de noi în cele mai grele timpuri pentru fragila noastră democrație. Președintele Parlamentului European a venit la Chișinău la o zi după ce Moldova a fost vizitată de șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a promis un pachet suplimentar de susținere energetică pentru țara noastră de 250 de milioane de euro. Parlamentul European are 705 deputați din 27 de state membre ale Uniunii Europene. De câteva luni în Moldova au loc proteste organizate de Partidul Șor. Organizatorii cer demisia guvernării, acuzând-o de situația socio-economică dificilă din țară. Autoritățile, la rândul lor, explică această situație prin războiul din Ucraina și criza din regiune, anunță ajutor pentru categoriile vulnerabile ale populației, iar protestele le declară drept destabilizatoare. Oamenii legii investighează două cazuri, finanțarea ilegală a protestelor și încercarea de a organiza destabilizări în țară. Organizatorii protestelor neagă acuzațiile.
Membrii și simpatizanții ai Partidului Șor au protestat astăzi în scoarul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu, lângă președinție, în contextul vizitei la Chișinău a președintelui Parlamentului European, Roberta Metsola. Manifestanții au cerut demnitarului european să asculte opinia cetățenilor Republicii Moldova și să vadă problemele cu care se confruntă populația. În plus, oamenii au arătat nemulțumire pentru faptul că țara noastră va împrumuta 100 de milioane de euro pentru gestionarea crizei energetice, pentru faptul că banii vor fi întorși tot de către contribuabili. Ca și până acum a fost cerută demisia conducerii țării în frunte cu președintele Maia Sandu, pe care manifestanții i-au acuzat de scumpirile din țară. Мы здесь находимся для того, чтобы донести наш посыл, донести голос народа. Suntem aici ca să transmitem autorităților mesajul poporului. Demisia conducerii țării este singura ieșire din situația în care ne aflăm. Vrem ca delegațiile europene, dar și altele care vin din străinătate, să știe ce se întâmplă în țara noastră, și anume că vârstnicii primesc pensii mizere în mediu de 1000 de lei, iar plățile pentru serviciile comunale sunt de 4 ori mai mari. Среднем 1000 lei, а комунальные платежи в 4 раза больше. Вчера журналист подошел. Reprezentanții PAS și ai președinției nu ne-au oferit deocamdată o reacție. Anterior însă, purtătorul de cuvânt al fracțiunii PAS, Adriana Vlas, ne-a scris că Ilan Șor discreditează ideea de protest și o folosește pentru a destabiliza situația în țară. Iar președintele Maia Sandu a afirmat că statul va respecta dreptul cetățenilor de a protesta pașnic, precizând că nu trebuie admise provocări. Nu ne-au răspuns la solicitarea electronică de a comenta protestul nici delegația Uniunii Europene. Cu referire la protestele Partidului Șor, a făcut declarații pentru Newsmaker reprezentantul delegației UE la Chișinău, Svetlana Japalău. Delegația UE urmărește dosarele sonore din Moldova. Acum procuratura trebuie să prezinte dovezi fără implicare din afara țării. În același timp, nimeni nu trebuie să fie mai presus de lege. UE subliniază importanța luptei cu fenomenul corupției, potrivit așteptărilor și solicitărilor cetățenilor Moldovei, a declarat aceasta. Cu detalii la subiect revenim. Atât pentru această oră, doamnelor, domnilor, eu sunt Victoria Pietraru și vă dau întâlnire cu noi informații la ora 18:45 de minute. Vă mulțumesc pentru atenție. Acest program poate fi vizionat.